Bine v-a regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. O campanie dedicată femeii prin care celebrăm, omagiem femeia, luna martie, luna iubirii, luna femeii. Ce înseamnă cu adevărat să fii femeie? În ce constă feminitatea? Cum te raportezi la rolurile de femeie? Și cum le integrezi în viața ta, atât din punct de vedere, să spunem, socio-profesional, dar și din punct de vedere privat, ca mamă, soție, iubită, soră și așa mai departe. Vom încerca să găsim răspunsuri la aceste întrebări în cadrul acestei campanii, alături de invitații noștri, alături de materialele și de interviurile pe care vi le punem cu drag la dispoziție, dragi cititori, în cadrul fiecărei campanii pe care noi o organizăm pe site-ul editurii Herald și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii și pe canalul de YouTube. Astăzi alături de noi este Andreea Tincea, senior editor Herald. Și vom vorbi despre arhetipuri, vom vorbi despre ceea ce înseamnă femeia, vom vorbi despre fericire, vom vorbi despre roluri. Venim cu o recomandare de carte înaintea dumneavoastră. Este vorba despre Căi ale fericirii, o carte publicată în colecția Arhetip, o carte scrisă de Joseph Campbell. Și aș începe discuția noastră pornind de la această întrebare, să spunem, cu un caracter mai general, o întrebare care atrage după sine o altă întrebare. Ce este cu adevărat femeia? Cumva dincolo de măști, și aici mă refer la măștile sociale, dincolo de măști, dincolo de roluri sociale, ce este de fapt femeia? Și ce o face pe ea fericită și împlinită? Bună ziua tuturor celor care ne ascultă în acest moment. Bună ziua, Sorin. Mulțumesc de invitația de a fi parte și eu din campania aceasta și de a spune câteva cuvinte despre cărțile pe care le-ați selectat în această campanie, care reușesc să facă un serviciu pentru noi toți și poate de data aceasta cu precădere argumentăm de ce cărțile din această campanie pot face un mare serviciu femeilor care să le citească. Să știi că am avut mari emoții în legătură cu această întâlnire, pentru că întrebarea și întrebările din universul tematic al acestei campanii nu sunt niște lucruri în fața cărora ai putea să susții neapărat un discurs scurt, concis și aplicat la nivel mental, care în 12 minute să, bineînțeles, să clarifice tot ce ar însemna universul feminin. O să încerc să răspund mai degrabă la aceste întrebări în conexiune cu titlurile care sunt selectate în această campanie și ce serviciu fac ele în direcția unui răspuns la aceste întrebări, iar răspunsul personal la o cafea în privat. Ce este femeia? Aș vrea să punctez un pic faptul că nu suntem nici măcar la 100 de ani distanță, mai puțin de 100 de ani distanță în Europa, de la momentul în care dreptul femeilor la vot a devenit un drept universal până la urmă pentru noi toți. De ce fac punctarea aceasta? Pentru că nu înseamnă foarte mult, înseamnă mai puțin de 100 de ani, undeva între 60 și 80 de ani, în funcție de fiecare țară din Uniunea Europeană care a adoptat această lege. Înseamnă că undeva s-a produs în acești, hai să spunem, în medie 80 de ani, un declic în modul în care în societate rolul femeii și imaginea femeii este înțeles și funcția femeii. Dincolo de aceste măști, așa cum propuneai și tu să discutăm, evident că esența feminină este cu totul altceva. Dar, pornind de la practic și pragmatic, haideți să ne dăm voie, să avem puțină indulgență și în egală măsură, poate și nerăbdare față de modul în care femeia, ca și rol social, ca și mască socială, funcție socială,
este înțeleasă astăzi. Suntem la 80 de ani din punctul în care ne-am dorit să normalizăm cumva ceea ce înseamnă egalitatea dintre sexe. Suntem la foarte puțin timp de la apariția campaniei Me Too, în care se discută la nivel internațional, global, despre abuz față de ceea ce înseamnă feminin în general și femeie în mod special. Suntem abia în începuturile, cel puțin în România, la începuturile campaniei de informare și deschidere către ceea ce înseamnă identitate de gen. Și a pune în discuție lucrurile acestea într-un mod în care să nu excluzi doar, să nu excluzi pe nimeni în general și să nu mai categorisim doar în polaritatea masculin-feminin o ființă umană. Și cumva poate să liberalizăm și mai mult ceea ce înseamnă lucru cu sine, identitate de sine și identitate de gen. Cred că ne îndreptăm către o către o viziune de incluziune mult mai largă și în acest sens totuși un lucru nu se pierde, și anume că trăim într-un univers care este polarizat în esență masculină și esență feminină și că din ce în ce mai mulți dintre cei care lucrează cu sine, poate ajung în cabinete terapeutice, fac un serviciu nou tuturor în a accepta că nu este nimic mistic, este chiar o funcție a subconștientului și a conștientului, este chiar o funcție a creierului, această bipolaritate referitoare la masculin-feminin. Creierul nostru are două emisfere care îndeplinesc funcții separate și, bineînțeles, că dacă privim doar și acest aspect biologic, există o zonă, o parte feminină și o parte masculină în fiecare dintre noi, există animus și anima și de aici pornesc în a mă apropia și de cărțile din colecțiile, din colecțiile noastre, care în această campanie încearcă să răspundă la întrebarea ce este femeia și cum intrăm în dialog cu partea feminină din noi. De ce spun asta? Pentru că conceptul de animus și anima deja ar trebui să devină ceva uzual pentru noi, ar trebui să devină un instrument cu care fiecare persoană reușește cumva să își înțeleagă momentele de vulnerabilitate, momentele de acțiune și claritate, momentele de frustrare și momentele de conținere. Cumva tot universul emoțional să fie încadrat în aceste două capacități pe care fiecare dintre noi le are, să fie atât emoțional cât și rațional, să fie pe de o parte pasiv, pe de o parte activ, să fie pe de o parte conținător și pe de altă parte să poată să pună limite și să poată să respingă ceea ce nu este bine pentru sine, să fie pe de o parte principiul contemplator și pe de altă parte să-și dea voie să acționeze atunci când este momentul. Toate aceste tipuri de comportamente, manifestări, trăiri, stări și funcții ale creierului uman se traduc, bineînțeles, și în universul psihoemoțional, ca fiind pe de o parte trăsături tipic masculine sau feminine, și bineînțeles că se traduc și în universul simbolic, ca fiind arhetipuri de comportament masculin sau feminin. Dar toți beneficii, sper eu, discuțiile cât mai dese în această direcție să ne aducă pe toți într-o zonă de mai mare disponibilitate de a ne conecta fiecare dintre noi cu partea feminină sau cu partea masculină în încercarea de a face uz de aceste puteri interioare în beneficiul nostru și al celorlalți. Spuneam că aceste cărți selectate în campania pe care o desfășurăm sunt importante și fac un serviciu. Ele recuperează, de fapt, ideile din aceste cărți, recuperează pentru cei dintre noi interesați ceva ce poate n-am știut niciodată că am pierdut sau că poate nu am avut. Și am început discuția de astăzi cu a pune un pic în context cam cât de departe suntem de un moment de egalizare în ceea ce privește dreptul fiecăruia dintre noi de a exista și de a avea un cuvânt de spus la fel de important. Ce recuperează aceste cărți sunt esențele care definesc femininul, sunt pașii, porțile de trecere, ritualurile de inițiere care marchează, de fapt, întâlnirea și dezvoltarea cu femininul interior. Sunt cărți care vorbesc despre conexiuni pe care
am uitat să le facem. Trăim într-o societate în care cred că una dintre cele mai mari plăgi din punct de vedere al dezvoltării noastre interioare și al integrării unei imagini de sine sănătoase este faptul că suntem lipsiți de ritual. Iar în cărțile despre care vorbim astăzi în această campanie se recuperează și acest lucru. Vorbim despre a intra în viață ca femeie, să spunem, sau ca bărbat și a încerca să înțelegi ce este femininul și ce este esența feminină într-un mod în care nu există astăzi nu avem neapărat conștiința faptului că e o cale, e un drum care are niște pași foarte concreți de parcurs și care nu se rezumă doar la momentele foarte clare din viața noastră de transformare biologică, din copil în adolescent și mai departe în adult, ci se referă și la modul în care sinele nostru interior integrează informațiile acestea. Aș vrea doar să punctez că în momentul în care deschizi astfel de cărți, în încercarea de a recupera o hartă despre ce înseamnă esența feminină, despre ce înseamnă parcursul unei femei de-a lungul unei vieți, despre ce înseamnă interacțiunea cu esența feminină în general, fie că ești bărbat sau femeie, este un demers. Trebuie făcut cu pași mărunți pentru că, și cu interes, pentru că în ziua de astăzi avem senzația că dacă ne-am născut, înseamnă că știm cum să trăim. Ceea ce, pe de o parte, este adevărat, instinctul îți va spune de-a lungul vieții cam pe unde să o iei și ce ai de făcut, dar în egală măsură, imaginea despre femeie, feminin, ce înseamnă să fii în esența feminină sau să faci uz de ea în folosul tău și al celorlalți, nu are o hartă. Trăim de cele mai multe ori până aproape de mijlocul vieții, dacă nu mai mult, în niște imagouri despre ce înseamnă femeie și despre ce înseamnă relație cu o femeie sau cu un bărbat, care provin dintr-o, bineînțeles, proastă înțelegere sau, hai să nu zic astfel, limitată înțelegere despre ce înseamnă relație, ce înseamnă bărbat și ce înseamnă femeie, care sunt moștenite, din moși strămoși. Și nu întotdeauna ceea ce se întâmplă să primești ca și imago despre aceste arhetipuri, despre aceste esențe și despre rolul în sine pe care tu urmează să-l joci în această viață ca bărbat sau femeie, nu neapărat sunt cele sănătoase sau cele corecte sau cele care ar trebui să fie de fapt și de drept admirate. Astfel încât aceste cărți pot să recupereze pentru noi o serie de informații despre harta feminității, aș zice eu. Da, în centrul atenției pornim cu cartea lui Joseph Campbell, Căi ale fericirii. De ce? Pentru că este mult mai apropiat de modul în care astăzi am putea să înțelegem și psihoterapeutic ceea ce înseamnă sinele nostru și recuperarea, întregirea sau cunoașterea unor părți din sinele nostru care definesc până la urmă latura feminină. Însă, înainte de această carte, aș vrea să punctez că în cartea Femeia Șaman, cu siguranță o să descoperiți o parte din ceea ce înseamnă esența feminină, care constă în conectarea cu natura, conectarea cu ritmurile naturii în mod special, conectarea cu corporalitatea ca și formă pur feminină de a trăi în această lume, conectarea cu ceea ce înseamnă conținere, îngrijire, hrănire, cu ceea ce înseamnă cu capacitatea, forța vieții de a apărea în această lume, de a exista în această lume pe termen lung, de a se apăra de pericole și, în egală măsură, puterea feminină care vindecă. În Femeia Șaman se discută pe îndelete despre această figură arhetipală interioară pe care fiecare dintre noi poate să o acceseze și chiar o accesează de cele mai multe ori atunci când are sub îngrijire fie un copil, fie un partener, fie pe cineva apropiat. Tot ceea ce se înglobează în această figură a femeii șaman, cu siguranță devine instrument și pentru oricare dintre noi în momentul în care trebuie să îngrijim pe cineva sau suntem într-un proces de asistare în vindecarea cuiva, fie suntem într-un proces de creștere a unui copil sau poate a cuiva care are nevoie să fie însoțit în procesul său de devenire. Cred că este foarte important că din această carte recuperăm și importanța conectării cu natura ca și ritm al vieții, conectării cu ceea ce înseamnă
puterea aceasta intrinsecă a corporalității noastre prin sexualitate de a păstra viața, de a da viață, de a recrea viața, prin, trecând prin tot felul de purări, tot felul de curățări, tot felul de pierderi care pentru o femeie șaman sunt privite ca și momente de moarte și reînceput. În femeia șaman o să regăsiți informații foarte utile despre cum esența feminină din fiecare dintre noi poate să facă acest serviciu celorlalți dacă știe să-l folosească în mod conștient. Aș aminti după aceea cartea Misterele Femeii de Mary Esther Harding, o carte extraordinară care pune într-un alt context privirea asupra feminității. Este vorba pe de-o parte de o încadrare în zona istorică și culturală, a ceea ce a însemnat istoria femininului, istoria divinului feminin și modul în care cultural, de-a lungul secolelor, de-a lungul a mii de ani, noi am privit de fapt această esență feminină. Foarte punctată în această carte și ce putem să recuperăm de acolo ca și informații despre esența feminină este importanța ritualului, importanța trecerilor, importanța trecerilor de la o etapă la alta în fiecare viață și faptul că noi astăzi în contemporaneitate nu mai avem resursa ritualului, resursa comunității care crede în ritual, resursa grupului care în momentul în care un copil se naște, o tânără intră în prima etapă a feminității ei grandioase și anume trecerea în, intrarea în ciclurile lunare, da? Ciclurile menstruale, intrarea în poate prima etapă ca și femeie prin întâlnirea unui partener, căsătoria, nașterea unui copil, îmbătrânirea ca și ritual, ca și proces de integrare a înțelepciunii. În cartea lui Mary Esther Harding o să găsim foarte multe, foarte multe repere în acest sens și în mod special modul în care lunația ca și formă de ritm interior al corpului feminin a fost întotdeauna parte din mama divină, din imaginea divinului feminin. Acum, nu este puțin lucru faptul că biologic, în corporalitatea feminină este înscris acest ritm al morții și al renașterii în fiecare lună. Este ceva ce pentru un corp feminin este mult mai ușor de înțeles, mult mai apropiat, pentru că este o trăire dată de natura corporalității noastre. Știu că poate pentru bărbați este ceva ce e privit strict din punct de vedere biologic, rațional. Pentru o femeie, în schimb, aceste valuri sunt cu adevărat niște repere în propria ei viață, niște repere despre a te interioriza ca să poți să așezi informațiile, să poți să cureți procese personale, să poți să integrezi vindecări, iar după aceea efectiv să ai parte de o trecere în ceea ce înseamnă, ok, mă reînnoiesc din punct de vedere biologic în fiecare lună, dar în egală măsură și toată forța mea vitală se reînnoiește, tot corpul meu psihoemoțional trăiește o altă ranforsare, o altă putere, capacitate de reafirmare, exteriorizare și, bineînțeles, de a readuce sub forma creativității și a sexualității reînnoite noutatea, noul, recreația, o nouă ordine. În cartea lui Mary Esther Harding găsiți aceste informații și este genul de carte pe care cred că orice tânără femeie ar trebui să poată să o citească într-un moment în care se întreabă, ok, simt că este ceva mai mult legat de ceea ce înseamnă să fiu femeie, am nevoie să știu de unde vin. De unde vin eu ca și istorie culturală, de unde vin aceste impulsuri interioare de a trăi ritualic odată la 2 săptămâni, luna plină și luna nouă, care nu sunt niște lucruri pierdute în neant. Ele pot fi recuperate și reintegrate în viața noastră contemporană prin astfel de cărți. Nu în ultimul rând, o să fac apel și la cartea lui Joseph Campbell, Căi ale fericirii. Un alt punct de vedere din care putem să recuperăm ce înseamnă de fapt esența feminină și arhetipul feminin, al feminității în general, și cât de important este el să fie conștientizat și de bărbați și de femei ca fiind părți ale sinelui nostru, vine în această carte Căi ale fericirii, pentru că el povestește despre mit și despre puterea mitului de a encoda la nivel elementar. Și aici mă refer la nivelul de elemente, masculinul și femininul ca elemente care
constituie, de fapt, poveștile profund simbolice care ne amprentează psihicul atât individual cât și colectiv. Drumul către fericire, în general, întotdeauna se creează printr-o nuntă alchimică, o nuntă interioară. Această poveste nu am cuvinte să explic cât de important este să înțelegem la momentul potrivit, toți, ce înseamnă de fapt să faci nunta interioară dintre masculin și feminin. Să reușești să accepti în propria ta dimensiune psihoemoțională latura feminină, latura masculină și să înțelegi dansul dintre ele. Când faci uz de fiecare informație sau bucată de înțelepciune care vine de la una dintre cele două părți și de ce raționalul și emoționalul nu sunt în contratimp, sunt în completare, la fel ca și elementele masculin-feminin. De ce oricare mit care transpare până la urmă cu puțină atenție în viața fiecăruia dintre noi întotdeauna are capete de decodare care se rezumă la esență masculină, esență feminină și dansul dintre ele, la naștere și moarte, la aceste capete de paradox cu care, de fapt, dansăm o viață întreagă. Da, campania pe care o deschidem face uz de această poartă de intrare în cunoaștere de sine și anume femininul, însă țin să punctez că este un exercițiu pe care nu contează biologic sau poate doar la nivel de identitate de gen, nu contează cum te clarifici și cum te identifici. Important este să poți înțelege aceste două esențe și să înțelegi puterile fiecăreia și cum cele două se echilibrează în dansul vieții. Vă invit să vă bucurați de aceste cărți și de ce nu poate să faceți o sugestie și către echipa noastră și de alte cărți pe care le cunoașteți, care fac acest serviciu de a recupera pentru noi toți, ușor, ușor, partea de ritual în viața noastră modernă, partea de comunitate care susține trecerile de maturizare, fie pe drumul masculin, fie pe drumul feminin, și astfel poate la un moment dat să ajungem cu toții să creăm o comunitate mult mai inclusivă, mult mai deschisă, ca și viziune de acceptare a vieții și de ce nu să învățăm să dansăm mult mai elegant și mai integrativ unii cu ceilalți și în interiorul nostru. Și în timp ce te ascultam, vorbind despre energia feminină și despre energia masculină, m-a dus gândul cumva firesc la yin și yang, la energia masculină și la energia feminină și la cât de important este să conștientizăm ca oameni, atât ca bărbați, cât și ca femei, faptul că orice bărbat are și o energie masculină, preponderentă cumva, dar are și o energie feminină. Și același lucru se întâmplă și în cazul femeilor și poate că pornind de la aceste premize, bărbații și femeile, apropo de complementaritate, probabil că s-ar putea înțelege și ar putea empatiza și ar deveni chiar compasionali unii cu ceilalți. Ar putea înțelege, zic eu, e un limbaj comun aici ca fiecare bărbat și fiecare femeie să înțeleagă de fapt existența în noi ca oameni a acestor energii, atât energia masculină cât și energia feminină. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Andreea Atincea, senior editor Herald. Am vorbit și despre femeia șaman, și despre misterele femeii, și despre cartea lui Joseph Campbell, Căi ale fericirii, publicată în colecția Arhetipa editurii Herald. Mulțumim foarte mult, Andrei, pentru că vine de fiecare dată cu informații extrem de prețioase. Noi vă mulțumim că ați fost și de această dată alături de noi și că v-am împărtășit din ideile și din gândurile noastre. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine. Vă dorim în continuare o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!